La fel cum o farfurie de broccoli nu înlocuiește o friptură, la fel lectura unei cărți, oricât de bune ar fi, sau vizionarea unui film, oricât de bun ar fi, nu înlocuiește o sănătoasă introspecție. Ciudată comparație, niciodată nu m-am priceput la comparații, dar asta mi-a venit și asta vreau să zic. Introspecția ar fi dialogul cu noi înșine, care continuă în dialogul cu ceilalți. Și de introspecție este responsabilă imaginea noastră de sine, modul în care noi ne poziționăm față de lume și față de ceilalți. Deci, prin urmare, introspecția este foarte importantă. Din păcate, în contextul în care trăim noi, introspecția nu este prea încurajată, pentru că suntem în permanență înconjurați de stimuli externi. Și nu mai avem timp sau nu mai avem spațiu și liniștea necesară să stăm, să ne așezăm într-un dialog cu noi înșine. Și de aici pornește un fel de artificialitate a firului nostru mental. Dialogul pe care îl purtăm noi cu noi înșine este în permanență bruiat de stimul exterior. Stimul exterior către care noi alergăm în fiecare zi, pentru că vrem să fim stimulați din exterior, pentru că nu vrem să trăim într-un fel de vid, nu vrem să fim plictisiți. Gândiți-vă cât de mare e presiunea asupra noastră să nu ne simțim plictisiți. Adică avem tot internetul la dispoziție și tu ai tu pe să te simți plictisit. Adică mereu vei găsi distracții, mereu vei găsi să citești o carte, să vezi un film, să vezi un documentar, să urmărești un curs, să urmărești un TED. E revoltător să te simți plictisit în contextul ăsta atât de creativ. Însă cred că plictiseala este subestimată. Avem nevoie de momente în care să ne plictisim, în care singurul partener de dialog să ajungem noi înșine. Să nu mai dialogăm cu cărțile, cu filmele pe care le citim. Să nu mai dialogăm cu suporturi exterioare. Terminând acest interludiu teoretic, care are drept concluzie că introspecția este foarte importantă în viața noastră și e bine să fim atenți la noi înșine, e bine să fim atenți la lumea noastră interioară, chiar și în mijlocul celei mai mari plictiseli, fără să culpabilizăm această plictiseală, terminând acest interludiu teoretic, vreau să ajung la observația mea personală cu privire la introspecția mea. Am observat la mine că o mare parte din dialogul meu cu mine însumi e o permanentă căinare. Verbul este a te căina și e foarte fixat în mintea mea de la bunici. Bunicii, în mare parte, se căinau. Ei, mă cain și eu, nu mă lua în serios. În dialogul cu mine însumi, eu mă văd pe mine drept o victimă. Mă văd pe mine o victimă a mediului, mă văd pe mine o victimă a contextului în care am crescut, mă văd pe mine o victimă a prejudecăților, mă văd pe mine o victimă a ideilor cu care am fost bombardat, atât din mediul meu, cât și din cărțile și filmele pe care le-am văzut. Și acest dialog mental cu mine însumi, care îmi conturează o postură de victimă, îmi influențează imaginea mea de sine și îmi influențează, prin urmare, și modul în care dialoghez cu lumea. Îmi influențează și modul în care dialoghez cu ceilalți și modul în care eu mă reașez în fața lumii. Uitați, sunt o victimă. O victimă în serie, cum spuneam în niște articole scrise acum mulți ani pe blog. Introspecțiile mele sunt îmbibate de o atitudine defensivă. Introspecțiile mele sunt umplute de această atitudine defensivă care lasă inițiativa de partea cealaltă. A fi defensiv înseamnă a lăsa celelalte părți inițiativa. Și pierderea inițiativei înseamnă de multe ori o pierdere de libertate și o pierdere de independență. În cazul de față vorbim de o independență mentală, de o libertate interioară. Prin urmare, în introspecțiile mele, eu observ că nu sunt în totalitate liber, observ că modul de a dialoga cu mine este viciat de această atitudine defetistă care mă face pe mine să mă privesc drept o victimă și care mă face pe mine să mă cain interior. Chiar dacă, datorită unor orgoliu sau unei mândrii, în exterior nu mă plâng, nu mă cain sau nu mă văd drept o victimă. Chiar dacă în exterior îmi fac de multe ori iluzia că am inițiativa, că nu trăiesc defensiv. În ciuda acestor factori, introspecția mea, o mare parte din această introspecție, o mare parte din acest dialog cu mine însumi, mă pune pe mine în postura de victimă. Acesta a fost vlogul de azi, doar câteva gânduri și ne auzim mâine.